Cele 9 țări pe care le-am vizitat: Franța, Danemarca, Spania, Austria, Germania, Elveția, Bulgaria, Serbia și Italia. Cred vacanța că asta putem noastră să spunem că a fost cea mai frumoasă vacanță. Hai să nu dezvăluim încă topul. Deja am dar zis. Mai avut și o idee genială să luăm noi trifoi ca să facem Pavela, să facem să mai fie goluri. Și s-a făcut pâlcuri de trifoi. Dacă ar fi acum să aleg, cu siguranță hotelul mi l-aș lua în Tosa de Mar. Urmează să vizităm mai multe zone din Elveția anul acesta, pentru că o să ne ducem, deja am luat biletele. Ei, era o surpriză asta. Țara preferată? Ei, aici... Salutare! Salutare! Bine v-am regăsit în anul 2024. Acesta este primul vlog de genul acesta în care vorbim cu voi și vă dăm mai multe informații despre ce anume am făcut noi în anul 2023. Pentru că aceasta, în vlogul acesta, este vorba despre retrospectiva anului 2023. Ne-am notat câteva idei despre care o să vrem să discutăm. Le avem aici majoritatea. O să începem prin a vă spune că anul acesta am filmat 76 de vloguri. 76 de vloguri, vă dați seama. Dacă fac un calcul mic, asta ar însemna... Am pus 2 vloguri pe săptămână. Aproape, da. Aproape 2 vloguri pe săptămână. Nu tot timpul, ce-i drept, dar aproape tot timpul medie, am pus 2 vloguri pe săptămână. Vinerea și duminica. Da, deci 76 de vloguri. 9 țări. Și o grămadă de orașe. Nu am sar să le numărăm pentru că sunt o grămadă, într-adevăr, sunt foarte multe. De obicei, când ne ducem într-un loc, într-o anumită zonă, vrem să vizităm tot ce se poate de acolo. De exemplu, ultima escapadă a fost în Italia. Da. Ultima din 2023 în Italia și am vizitat 4 sau 5 destinații, dacă nu mă știu. Milano, Bergamo, Milano, Verona, De Senzano, Sirmione, da, în principal Lacul Garda și... Da. 3 mini orășele, orașe. Dar în câteva zile, nu știu, 3 zile, cred că am o 3-4 zile, ceva de genul. Și să nu uităm turul din România, da, care a durat aproximativ 5 zile, în care am vizitat Orșova, Timișoara, Oradea, Alba Iulia și Apusenii. Ne-am fi întins, da, și în Cluj, dar asta însemna să mai pierdem undeva la o zi, chiar două, pentru că din Alba Iulia trebuia să mergem un pic mai sus către Cluj și după era destul de greu de făcut. De fapt, nu era cine știe ce, dar era un pic dificil de ajuns din Cluj. Da, ne-ar fi trebuit să fie ultima destinație și apoi să ne întoarcem acasă. Dar cumva am mai avut o zi liberă, cred că s-a nimerit fix duminică și am zis ce facem, plecăm spre Cluj sau ne întoarcem acasă? Și am zis, hai să ne întoarcem direct din Apuseni acasă, să ne luăm o zi de tranzit în Alba Iulia, pentru că am mai fost acolo, unde am mâncat și la restaurantul care ne place nouă super mult, Dante. Așa că dacă aveți trecere să-l vizitați, pentru că e super bun. Și cam asta a fost cu turul din România. Cele 9 țări pe care le-am vizitat în anul 2023. Franța, Danemarca, Spania, Austria, Germania, Elveția, Bulgaria, Serbia și Italia. Plus turul din România, pe asta nu l-am mai pus pentru că, deși putem să spunem că am vizitat 10 țări, incluzând și România, pentru că le-am vizitat. Țări. Am vizitat și România, nu că... Na, am văzut atât. Și chiar a fost o experiență foarte frumoasă. Ne-a plăcut mult România, partea cu Apusenii s-au dezvoltat din punct de vedere rutier, adică au dezvoltat străzile și sunt foarte, foarte bine. Acum nu mai sunt gropi. Chiar se circulă foarte bine. Timișoara este foarte frumoasă, clădirile renovate, mai au puțin de renovat, dar este foarte frumoasă. Foarte frumos turul din România. O să stați aproape pentru că urmează să o să vă spunem, de fapt, chiar acum o să discutăm despre topul țărilor sau al orașelor sau și al orașelor preferate. Aici este un debate pentru că ei îi place altă țară, mie îmi place altă țară. O să vedem clasamentul fiecăruia. Da, ok. Dar hai să trecem mai întâi în revistă toate locațiile unde am ajuns și
ce am făcut noi în decursul acestui an? Să o luăm așa, de la începutul anului 2023 până spre final. De la începutul anului 2023 am avut propria noastră căsuță pe care am amenajat-o și avem atât de multe vloguri de aici și urmează și alte vloguri pe care o să le postăm. Pentru că ne-a venit mobila într-un final. Ne-a venit mobila de sufragerie, dormitoare și baie. Și suntem foarte încântați de lucrul acesta. Da, au fost și niște vloguri pe care le-am postat din grădină. O să discutăm puțin mai încolo și de chestia asta cu grădina, pentru că a fost un... O să vedeți aici, vă punem vlogul cu gazonul și ce am mai amenajat noi. Da, o să le punem aici. O să vă punem. Dar în principiu, da, ar trebui să intrați în ele dacă sunteți interesați de amenajare, de... tot ce se face la o casă nouă. Și încă n-am terminat. Știți cum e la casă? Când ai casă, tot timpul investești. Că nu investești în casă, în interior, investești pe exteriorul casei. Dacă nu investești deloc în casă, investești în curte. Vrei să-ți pui gazon, vrei să-ți pui paveli, vrei să-ți pui... Noi am pus și am trecut prin toate astea și probabil că o să mai trecem, pentru că mai avem de făcut o terasă în spatele casei și să punem din nou gazon, pentru că am ceva probleme cu gazonul. Aveți vlogurile în descriere sau dacă nu, pe canalul nostru le avem frumos acolo sortate și o să le puteți vedea în playlisturi. Am avut bătăie de cap. O să vedeți voi acolo. Al doilea punct de pe listă și primul de călătorie, am vizitat Coasta de Azur. Ceva superb, incredibil, cea mai frumoasă. Cred că asta putem să spunem că a fost cea mai frumoasă vacanță. Hai să nu dezvăluim încă topul. Deja am zis. Dar nu putem să ne abținem, pentru că vă dați seama din entuziasmul nostru că chiar ne-a plăcut super mult și ne-am întoarce oricând să vedem Coasta de Azur. Am vizitat Cannes, am început cu Monaco. Hai să vă spunem că noi am luat avionul din București către Nisa, iar apoi ne-am cazat în Nisa, iar... prima destinație a fost Monaco. Noi am stat în jur de 5 nopți, da. 6 zile, mai puțin ziua în care am ajuns, pentru că am ajuns noaptea, da, da. Și a urmat Monaco, Cannes, și Nisa în ultima zi. Jean Cap Ferrat, după ce am coborât din Ez. Da, și Nisa în ultima zi, unde am participat și la carnavalul. Din Nisa. Da, am avut, chiar a fost o întâmplare atunci și a fost super tare experiența. Da, nu ne așteptam, și chiar avem și vlogul de de acolo din Nisa cu carnavalul. A fost super tare. Dar cel mai mult ne-a plăcut, eu zic, Cannes. Mie mi-a plăcut Jean Cap Ferrat, pentru că partea stângă e marea, care este superbă, deci este de o claritate, bineînțeles că sunt pietre, dar este superbă, superbă, iar pe partea dreaptă ai pomi foarte înalți, stil ciupercă din aceea așa care se lasă în jos. Case foarte mari. Case. Acolo într-adevăr este o zonă mai puțin turistică, pentru că este plină de oameni bogați, adică ei stau acolo și au luat case și au făcut o grămadă de alte chestii. Priveliștea cea mai frumoasă, cred că totuși în Cannes și în Eze am avut. Da, cea mai frumoasă din grădinile, da, din Eze. Priveliștea, dacă e să o luăm de sus, să vedem, da, de sus, să vezi toată partea aia. Din Eze și Cannes. Da, exact. Din poate Eze și Monaco, da, dar... Categoric Eze a fost cea mai frumoasă. În Monaco cred că am avut priveliște mai mult asupra orașului Monaco. Da, și asupra portului. Da, și asupra portului, într-adevăr, dar da, foarte frumos, da. Deci toată zona, toată Coasta de Azur a fost superbă. Cam asta ar fi legat de Coasta de Azur. După am mers în Danemarca. Am avut o escapadă de 3 zile. 3 nopți. 3 nopți, 4 zile. În Danemarca. Am ajuns destul de devreme în Danemarca, da, zborul este dimineața. A fost friguț, ne-a cam luat prin surprindere frigul de acolo, prin fiind o țară nordică. A fost destul de friguț, am avut căciuri pe cap, am avut o grămadă de chestii. Ne-a fost friguț un picuț, dar noroc că ei au foarte multe obiective turistice, atât în interior cât și în exterior. Și atunci când este foarte frig și nu rezisti, ai ce să vizitezi, pentru că te duci au fel și fel de muzee, castele, cetăți și medievale. Și să nu uitați de Copenhaga Card. Este un mare avantaj. Costă în jur de 100 de euro pentru 3 zile. Pe persoană. Dar ai, da,
dar ai toate obiectivele incluse și mijlocul de transport, care este un mare ajutor și nu mai stai să scanezi nimic decât la intrări, iar legat de transport nu trebuie să scanezi nimic, doar te urci în mijlocul de transport și totul decurge da, perfect. Este, da. Da, e da. Foarte, e un mare plus pentru că iată, noi am fost în Copenhaga, într-adevăr, ea ca destinație turistică nu este ieftină deloc și atunci cardul ăsta te ajută foarte, foarte mult. Dacă ar fi să iei fiecare destinație pe care am vizitat-o, cu siguranță am depășit. Și nu am avut suficient de mult timp ca să vizităm tot. Să zic că am vizitat undeva la 3 sferturi, cred, din ce era pe card. Deci a fi putut vizita, de fapt, și pentru că nu am avut timp. Și experiențe în sine sunt multe. Da, da. Cel mai mult ne-a plăcut Frederiksburg. Este superb. O să vă lăsăm aici vlogul de acolo pentru că este absolut deosebit. Este deosebit. Imens. Grădina aia interioară, totul este este perfect. Super. După care am făcut câteva vloguri cu amenajarea grădinii, ce probleme am avut cu grădina pentru că am avut ceva de tras cu gazonul ăsta și să fiu sincer cu voi și acum tragem și ne tot gândim dacă să mai punem sau nu gazon, pentru că am investit și foarte mult, fiind, noi am avut zona cumva în pantă. Da, cumva am nivelat și după am pus gazon, trebuie să facem și sistemul de aspersoare, dar la primăvară. Apar fel și fel de cârtițe, ba, deci efectiv ne-a disperat. Și am mai avut și o idee genială, să luăm noi trifoi ca să facem pavela, să facem, să mai fie goluri. Și s-a făcut pâlcuri de trifoi. Am făcut varză, l-am făcut praf. Cel mai probabil o să dăm cu total și o să punem din nou. Următorul punct de pe listă este turul pe care l-am avut în România, de care vă spunea soția mai devreme. A fost într-adevăr frumos și l-am mai face încă o dată. Poate că am fost un pic neinspirat în momentul în care am ales cazările, pentru că nu le-am ales din timp. Dacă le-am fi ales din timp, am fi plătit mai puțin și poate am fi găsit și ceva mai bun. Da, perioada cu vacanța copiilor și cumva prețurile, știți cum sunt, în sunt iunie. Mai mari. Nu, a fost de 1 iunie, da, de când iunie, a fost ziua copilului. Era plecată și... Da, și noi ne-am hotărât foarte din scurt și am plătit destul de multicel pentru România, ne-au să fiu sincer. Ne-au anulat și o cazare. Da, a fost un pic... În Alba Iulia este o foarte frumoasă cazare, așa că o să vă lăsăm aici vlogul din Alba Iulia. Dacă trebuie să ajungeți, este superbă cazarea. O să lăsăm toate linkurile astea, o să încerc să le pun în descriere, așa fel încât dacă vă interesează ceva de aici, să puteți să intrați și să vedeți vlogurile. Poate vă ajută și pe voi în momentul în care vreți să plecați pe undeva, să vizitați ceva sau sunteți prin zona în Alba Iulia și nu aveți cazare. Următoarea destinație. Costa Brava. Costa Brava, da, da. Costa Brava am fost cu toată în... familia. A fost toată familia extinsă. Copil, soție, bunici, soț, frați. Da. Toată a fost lumea. Vacanța de vară în care am mers și la mare. Nu a fost numai pe fugă. Am vizitat și două zile, două nopți Barcelona. Iar ultimele în două zona, nopți. Da, iar în zona de mare am fost în Lloret del Mar și Tossa de Mar. Noi am avut cazarea în Lloret del Mar. Dar am făcut o scurtă croazieră și în Tossa del Mar. Stay till the morning, tell me you want it. You know I go on and on, cause you're too important. Dacă ar fi acum să aleg, cu siguranță hotelul mi l-aș lua în Tossa del Mar. Mi se pare o stațiune mult mai potrivită pentru familiile cu copil. Dacă ar fi fost să iau acest hotel la 20 de ani, această zonă la 20 de ani, categoric Lloret del Mar este locul unde ai vrea să fii la 20 de ani, dar nu e mai cu copil. Pe distracție. Mai... Foarte multe grupuri de tineret,
Da. Nebunie. Baruri. E frumos, șaturi. E foarte animată, doar că noi suntem, depinde, poți să ai și 50 de ani și să-ți placă zona aia, da, depinde de persoană. Era vacanța de familie, categoric vrei să fii undeva unde este mai mult pentru familie. Corect. Următorul punct, turul celor trei țări. Da, aici am fost undeva în ce perioadă am fost, nu mai știu. Imediat după mare, la 3-4 zile. Da, în august. Nu, în iulie. Final de iulie, da. Am fost să vizităm pe mama noastră, pe mama mea, pentru că era foarte dor atât ei de Rebecca, cât și Rebecca de ei, de ea. Și atunci am fost câteva zile și am vizitat-o. Iar de acolo am început să vizităm, am zis, băi, trebuie să vizităm neapărat Germania. Știam că sunt câteva castele foarte frumoase în zona aia pe care le-am vizitat și normal că avem și vloguri de acolo. Am vizitat și Elveția, Zurich mai exact. Urmează să vizităm mai multe zone din Elveția anul acesta, pentru că o să ne ducem, deja am luat biletele. Ei, era o surpriză asta. nu mai mergem nicăieri. V-am păcălit. da, urmează să ajungem din nou în mai și vom sta mai multe zile. Aproximativ 9 zile, bine, mai pierdem puțin pe drum, dar în mare parte vom fi acolo timp de 8 zile da. Întregi. Da. Să sperăm că vremea o să țină cu noi și o să fie frumos. Sunt niște peisaje, Doamne, deci mergeam cu mașina, conduceam prin Germania când ne-am dus la castelul New, nu mai știu cum se numește, o să vă pun în descriere. Castelul, da, în care este inspirație pentru castelul Disney. Da, are un nume foarte ciudat. O să vă pun în descriere. Da. Deci drumul până acolo a fost superb, ce peisaj am văzut. Că a plouat și am reușit să ridicăm drona fix alea 10 minute cât nu a plouat, adică chiar nu reușesc să-mi dau seama nici acum cum am reușit să ridicăm drona. A fost puțin greuț pentru că am fost cu Rebecca și ne-am chinuit un pic cu ea. Da, ne-am chinuit pentru că... Cei care aveți copii știți destul de bine că e destul de dificil să mergi cu un copil, mai ales de vârsta ei. Da, pentru că trebuie să-i respecti programul de somn și... Chiar și așa tot reușim, tot timpul când ne ducem pe undeva, reușim să ne organizăm în așa fel încât să vizităm ceva în zona aia. Cum v-am spus și soția mai devreme, în zona asta cu Costa Brava, tot am reușit să vedem ceva și să vizităm. Adică nu suntem genul de persoane care, dacă ne luăm 7 zile, o să le stăm pe toate 7 zile la plaje. Și nu. Chiar să intrați să vedeți vlogurile din Loret del Mar și din Tosa, sunt superbe. Da, și am prins câteva cadre de vis, da. Pentru că și acolo am luat drona. Da, 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 a fost super. Era să ne fure, să ne-au atacat pescăruși și drona. Era să dea cu ea pe jos. La mine n-am mai pus toate chestiile astea. La un moment dat se vede un pescăruș care trece prin fața dronei. Dar da, a fost foarte fain și acolo. Da, deci turul, după care am vizitat Bulgaria. Nu este prima dată când vizitam. Nu am stat foarte multe zile, cred că 3 nopți. Am vizitat cetatea Belogradjik. Și
la o săptămână după sau nu, ceva? Nu, am vizitat cetatea Belogradu și după care am vizitat orașul Montana, da. Nu putem să spunem că ne-a dat pe spate, însă am avut parte de câteva experiențe frumoase acolo în Montana. Hotel foarte bun, și mâncare. Care la un restaurant local, o atmosferă plăcută. Avem vlog de acolo, o să lăsăm și pe la în descriere sau îl căutați voi în playlist-uri, pentru că avem playlist-uri pentru fiecare țară în parte. O să vă fie foarte ușor să le vedeți în cazul în care vreți să le vedeți. Și apoi am fost la mare, nisipuri. Da. Da, la hotelul Griffield. Unul dintre cele mai frumoase hoteluri ale lor. Și am fost puține zile, într-adevăr, dar da, am fost 3-4 zile. S-a meritat din plin. Au meritat din plin. Le-am simțit ca și cum am fi stat acolo 5. O săptămână. O săptămână. Și Rebecca s-a bucurat extrem de mult de piscina interioară încălzită. Da? Da. Da, și de locuri de joacă. Da. Așa că hotel este foarte bun în Bulgaria. Dacă vreți să-l vedeți, aveți și un tur al hotelului și un tur al stațiunii. Le găsiți pe canal. Trebuie să fiți cu ochii pe oferte, pentru că prețurile nu sunt mici deloc. Noi am prins o ofertă super bună atunci, de asta am și decis să mergem, altfel nu ne-am fi... Acum, adică ar fi fost un efort financiar mult mai mare. Acum fac și un hotel nou, se numește. Am văzut câteva oferte în iunie, dacă sunteți interesați, așa ca experiență, hotelul în sine și ce servicii oferă. Mă gândesc că fiind și primul an în care se deschide, categoric vor avea mâncare bună, cocktailuri nu sunt nici de cum cele diluate cu apă, sunt foarte bune. Da, au fost foarte bune cocktailuri. Da, au fost foarte bune, mâncarea bună. Priveliștea la restaurant de sus la mare, tot la fel din hotel, vederea spre mare, deci merită de pe deplin. Dacă cumva prindeți o ofertă bună, duceți-vă. Chiar merită. Da. Următoarea destinație a fost Belgrad. Serbia, Belgrad, o destinație în care ne dorim să ajungem din nou, pe care vrem să o vizităm, pentru că nu am avut atât de multe zile, a fost o escapadă de weekend. Și nu am avut așteptări foarte mari. Da. Chiar am plecat cu zero așteptări și ne-a surprins plăcut. Ne-a surprins din toate punctele de vedere, mâncare foarte bună, oameni primitori, foarte frumoase clădirile lor și peisaje frumoase în general. Și ne-a plăcut cevapii. Mult. Trebuie să mâncați cevapii. Cevapii aceia mici sunt ca niște mici. Mici, foarte mici. Mici, dacă intrați încă o dată. Nu vreau să mă repet, dar avem vloguri din fiecare locație. Da, vrem să repetăm experiența asta. Probabil că anul acesta o să facem în așa fel încât să mai dăm o tură acolo în zona aia, pentru că avem și Novi Sad și vrem să vizităm și noi. Să dăm o tură la vecini. Vrem să vizităm și Novi Sad, care e un pic mai sus de Belgrad. Da, și aici în Belgrad, în Serbia, am văzut și Tatea Golubac. Cetate foarte frumoasă. Nu o să pierdeți foarte mult timp acolo, mai mult de 2 ore nu aveți ce să faceți peste cap. Iar la fel, dacă ajungeți la Orșova, se merită să ajungeți aici. Și foarte aproape de cetate este și stațiunea Veliko Gradiște. Dacă ajungeți, iar la fel merită văzută. Este perfectă pentru un weekend. Iar categoric. În Golubac, acolo, chiar în Golubac, chiar lângă cetate, am mâncat acolo la un restaurant mâncat, destul de ok. Deci sunt variante. Ce-ar fi foarte bine să aveți bani la voi și eventual să schimbați, pentru că majoritatea locurilor ai nevoie de cash. Da, nu prea există varianta de a plăti cu cardul. Da. Au mai urmat apoi câteva vloguri legate de casă. Am luat noi luminile pentru că am căutat extrem de mult după lustre, tot felul de... Adică am fost un pic suciți, pentru că noi am vrut ca lustrele, adică noi știam cum o să arate mobila de sufragerie și de camere în general și peste tot, și am vrut să facem în așa fel încât totul să se potrivească. Da, culoarea lustrelor să fie cumva asemănătoare cu cea mobilei. Da, și căutam ceva care să facă în lumină. Inițial ne-au plăcut unele cu globuri foarte mici albe, dar am văzut că avea un bec de genul ăluia care îl pui la mașină, foarte far, mic.
Și vrem lumină, vrem lumină. Da, după care ultima escapada noastră a fost în Italia, despre care v-a spus soția mai devreme, în care am vizitat Milano, l-am lăsat pe ultima 100 de metri, adică în ultima zi. Nu, de fapt... Da, Milano l-am văzut în ultima zi cu Bergamo. Da, cu Bergamo. Am profitat de prima zi să vedem de Senzano, pentru că cumva în perioada aia au avut și ei o grevă, la fel ca în Franța. Și am avut tot felul de probleme. Putem să zicem că a fost dintre cele mai obositoare vacanțe, pentru că am făcut foarte mult cu mijloacele de transport, deși am fost cu trenul, au fost mici probleme, gen când ne-am întors din Verona, ne-au anulat trenul și ne-au transportat ei cu autobuzul, dar autobuzul n-a mers la fel de repede ca trenul. Așa că tot a trebuit să luăm trenul. 3 ore întors, plus 2 ore dus până Verona, 5 ore în ziua aia am fost terminați, n-am putut să mai facem nimic. Am ajuns noaptea la 12. În prima seară, după ce am fost în Desenzano și Sirmione, am ajuns foarte târziu, au anulat o linie și a trebuit să ocolim cumva toate la metrou. Liniile, da? La metrou. Până s-a făcut ora 12 noaptea și au închis metrou. Și am rămas cumva blocați în mijlocul orașului. A fost horror. Ne-am și ambiționat să luăm un taxi, pentru că am zis, las, n-ai bine, mai stăm. Acum nu aveam nici baterie la telefon. Da, nu era distanță foarte mare. Era undeva la 2 km, ceva de genul. Da, un kilometru și am zis, las, că mergem noi pe jos. Fiind atât de obosiți, kilometrul ăla sau ăia 2 km, ni s-au părut a fi 4-5. Eternitate, da. Am ajuns foarte târziu. A fost o experiență frumoasă, da. O experiență frumoasă din toate. Cea mai obositoare experiență. Da, am venit foarte obosit din Italia. Ne-a trebuit 2-3 zile să ne revenim cu somnul și cu oboseala în general, să scăpăm de oboseala. Nu facem de fiecare dată. Data viitoare o să fim așa, mai pe lejer, nu o să mai plecăm. Și de fiecare dată când ajungem acolo, hai să ne împea, da, și acolo, și acolo. Suntem, da. Da. Italia, am vizitat Milano, Bergamo, Desenzano, Sirmione, Verona și cred că cam atât. Ne-am dus cu... În prima fază ne-am gândit că vrem să vizităm și Veneția. Însă, în momentul în care am ajuns acolo, bine, am făcut o greșeală. Faptul că nu am luat bilete din timp a fost o mare greșeală pentru biletele că... Biletele de tren. Că inițial erau 50 de euro dus întors. De persoană. Iar apoi când m-am uitat să le iau cu 2-3 zile înainte, erau 100 de euro. Așa că am renunțat. Am zis, nu dăm 200 de euro ca să vizităm în Veneția. În condițiile în care cât am dat pe biletul de avion? Mai puțin. Cred că nici nu cred că am dat nu, am dat 4 milioane euro, sau nu știu, chiar mai puțin de 4 milioane. Da, și am zis că nu, categoric nu o vizităm. Plus că dacă era să alegem o variantă de un tren mai redus, făceam foarte multe ore. Făceam 4 ore. Și dacă ar fi să aleg acum din nou, aș fi mers doar la lacul Garda și aș fi luat o cazare fix la, în zona lacului. Asta pentru că ai ce să faci. Acolo chiar sunt multe orășele, așa, stațiune de-a lungul lacului. Da, deci asta vă sfătuim să faceți. Vă luați cazare în zona aia dacă vreți să vizitați toată partea lacului lacului Garda. Să vă luați undeva în zona aia lacului Garda, nu în Milano, unde vă lasă, unde cam toată lumea așa. Deci ar trebui să ajungeți, în mod normal, ajungeți în Bergamo. Din Bergamo vă luați un tren care vă duce în zona aia a lacului Garda și vă cazați acolo și de acolo da, este foarte ușor. Da, să mai plecați către Milano și după, da. A fost, cam asta am făcut, după, în luna decembrie nu am mai plecat pe nicăieri. Am vrut să începem proiectul cu Vlogmas, după ne-am gândit că este mult prea obositor. Pentru că știm, avem experiența anului trecut, în 2022. Și cumva am pus parte din vlogurile din Italia și ne-am ocupat mai mult de sărbătorile cu familia. Și din ce am observat, în decembrie oricum sunt foarte puține vizualizări. Oricum, voi sunteți interesați în principiu de vlog, mă, sunt decembrie, așa că la anul ne vom mai gândi dacă nu o să facem și noi. Gândește-te! Nu. Nu, este foarte greu. 10 minute în fiecare zi. Este foarte greu să filmezi și să editezi în fiecare zi, mai ales că ai job. Nu e ca și cum nu faci nimic, adică vii la ora 5-6 acasă și să filmezi ce e noapte. Ne gândim. E dificil, da, e dificil.
Și acum hai să facem topurile. Top 3 țări preferate de noi. 1. Franța. Italia. Eram sigură puteam să jur asta. Pe locul 2? Pe locul 2, Spania. Mă mir că n-ai fost Spania pe primul loc. Nu, deci pentru că am este... super mult cu asta de azi. Este... Dacă ar fi să aleg așa de-a lungul timpului, cu siguranță Spania îmi place cel mai mult. Deci, Franța, Franța, Spania... Păi că mă răzgândesc, îmi place Turcia mai nou, nu. Țările arabe. Pe locul 1 la mine este Italia, pe locul 2 mi-a plăcut foarte mult Franța, m-a dat pe spate cu acea coastă de azur. Și locul 3? Și locul 3, mie îmi place foarte mult zona Austria-Germania, deci o să merg pe varianta Austria-Germania amândouă, pentru că amândouă sunt superbe. Da, cred, superbe. Cred că și eu voi merge pe tot această variantă. Da, iar ca oraș, Elveția, Zurich. Top oraș preferat, Zurich. Ți-a plăcut? Da. L-ai pune foarte pe locul 1? Zurich? La egalitate cu Carnul și Monaco. Deci mi se par niște orașe super frumoase. Da, din punctul meu de vedere, Jean Cap Ferrat pe mine m-a dat pe spate cu marea aia pe partea stângă și pe partea dreaptă, casele alea frumos, extrem de frumoase și toată zona liniștită, foarte, foarte frumos pe locul 1. Pe locul 2, mie mi-a plăcut foarte mult, chiar dacă nu prea îmi place, de fapt, pe locul 2 mie mi-a plăcut foarte, foarte mult și aș pune pe locul 2 Copenhaga, mi-a plăcut mult de tot, foarte multe obiective frumoase de vizitat, foarte frumoasă și foarte disciplinați oamenii așa și curat, mi-a plăcut mult de tot, însă nu este de vizitat iarna, este puțin cam fric. Sunt locuri destule în interior, așa sunt, că da. Merge pe locul 2, iar pe locul 3, bineînțeles, nu știu cum ce aș putea să zic din... Hai să zic ceva din Austria, pentru că în zona aia mi-a plăcut mai mult. Italia, nu știu, n-aș putea să spun că am un oraș preferat, am mai multe preferate, dar nu sunt top, nu pot să le pun în top 3. Al treilea oraș preferat cred că ar fi Lindau din Germania. Este vorba despre o peninsulă foarte frumoasă. O insulă? Cred că este insulă, e cumva legată de podul ăla. Deci ăsta este topul meu, topul tău? Orașe? Da, top orașe. Hai să spunem, pentru că deși am văzut de multe ori, pot să zic că Barcelona este una dintre cele mai frumoase destinații. Da. Da, este o destinație controversată pentru că este foarte agitată și trebuie să ai mare grijă, dar este și o destinație cu foarte multe obiective, așa că merită vizitată dacă nu ați ajuns acolo. Și... ca să zic ceva diferit de tine, da, Canu mi-a plăcut foarte mult și cu partea cu coasta de azur, dar aș adăuga pe lista asta Tossa del Mar. Ca stațiune, 3. Da, ca stațiune tot turistică în Spania. Tot da. În Spania. Vedeți? Fac ceva și mă plimb tot acolo. Top 3 orașele preferate ale ei, 2 din Spania. Da. Restaurantul la care am mâncat cel mai bine în anul 2023, dar și restaurantul la care am mâncat cel mai prost. Locația lui, nu o să dăm nume, în 2023. Deci o să spun eu cel mai bun, pentru că probabil împărtășim aceeași părere. Deci cel mai bun restaurant a fost în Copenhaga, se numește Da Aldo și au o pizza excelentă, superbă, foarte, 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 foarte bună. Și nu numai pizza, au și paste, au și lasagna. Da, și am mâncat foarte, foarte bine, paste, pizza, lasagna... Foarte bun restaurantul, nu ai spune că este un restaurant, este mai degrabă o pizzerie. Da. Aveau vreo 4-5 mese, cred că chiar mai bine de 4-5 da, mese. Da, în jur de 20 de feluri de pizza. Ceva da, mai... foarte, foarte bun. Da, nu foarte multe sortimente de paste, dar foarte bune și lasagna bună. Da, da iar... În rest, băuturi erau prețurile ca la supermarket, prețuri foarte bune pentru... Copenhaga, 7 euro pizza. Dai pe un sandwich de la Da, care se specifică al lor, 7 euro, dar dacă vrei să mănânci, te ajunge la 25 de euro da. Orice restaurant. Așa că a fost o variantă bună și cu mâncare foarte bună și ne-a făcut să revenim aproape în fiecare seară. Da. Un restaurant foarte bun în Desenzano, cu mâncare foarte bună și prețuri la fel de bune. Și încă un restaurant foarte bun în Verona, unde aveau chiar o carte cu... Mm. Știi? Ah, unde okay, am mâncat pizza și pastele. Da, 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 da.
da, a fost, a fost bun și acolo. A aruncat tot parmezanul în pastele lui. Nu a fost intenționat, bineînțeles. În momentul în care am scuturat, s-a desfăcut capacul și a căzut tot parmezanul în pastele lui. Era repede să nu vadă ăștia. Să ai amestec, că să mai vadă cât parmezanul. Am mâncat numai parmezan, n-am mai mâncat pastele, n-am mai simțit gustul. O carte cu... anul în care a fost deschis restaurantul, cu cea premiile lor, da. A fost un frumos. Restaurant drăguț. Da, dar cel mai bun restaurant, cea mai, de fapt cea mai ieftină și cea mai bună mâncare a fost în Copenhaga la Da Aldo. Da Aldo, așa se numește. Cele mai proste locuri unde am mâncat? Da. Barcelona. Să zic că în Barcelona, de fiecare dată când ajungem, mâncăm extrem de prost. Aproape de fiecare dată. Cu toate pentru că, cu toate... ne învârtim în locurile super... populate și unde sunt obiectivele și de fiecare dată ajungem să mâncăm extrem de prost. Cel mai prost restaurant a fost ăsta, ultimul, terasă din Barcelona. Da? Da, terasa unde am mâncat pizza aia congelată. Aoleu, groaznic, groaznic, groaznic. Da, și... cel din, din Nisa? Și din Nisa unde am mâncat seara, fix când am ajuns după ce ne luasem țeapă cu greva aia. Ne-am mai dus și la un restaurant lângă, porții foarte mari, pahare murdare. Fuculițele erau infecte. Erau foarte, se vedeau că erau, nu cred că erau șterse, erau doar spălate și nu știu dacă, nici nu știu dacă nu erau spălate. Nu știu dacă este o problemă cu paharele din Franța, dar toate aveau, se vedeau că nu erau spălate bine. Nu peste tot la toate restaurantele, dar erau zgâriate. Dar mai trebuie restaurantelor, da. Treșire schimbate la un moment dat, adică de la mașină de spălat se zgârie, se așa... Dar da, foarte mare porția de paste, foarte mare, prețul nu a fost deloc mic, foarte mare, însă fără niciun gust, am încercat să punem sare, piper. Da, nicio treabă, n-am putut să le mâncăm și nu pentru că erau foarte multe, pentru că nu aveau niciun gust și am mâncat ceva că era foame, dar... Cam asta a fost cu destinațiile, normal că am avut și provocări, cumva am explicat, cu tot felul de schimbări de transport. Da. La fel, acasă am întâmpinat diverse probleme, curte, amenajare și altele probleme. De altfel avem și cu cea mică, pentru că este foarte greu cu ea momentan. A început și grădinița și ne este foarte greu pentru că s-a îmbolnăvit foarte rău în ultima perioadă. Și cam asta ar fi. Mâine o să plecăm în prima vacanță pe anul ăsta, în 3, în Malta, așa că urați-ne succes! Și unde cred o să încercăm, că o să fie, da, unde cred o să fie foarte interesant. Și o să încercăm să filmăm pe cât posibil, dar e destul de greu cu copil, pentru că, așa cum v-a spus și soția, trebuie să-i respectăm programul. Și... am zis că nu o să mai vizităm ca nebunii, dar deja am început să facem listele și simt că exagerăm din nou. O să vedem. O să vedem. Dar cum o să facem. Totul depinde de ea. O să încercăm să oferim, să mergem mai mult cu Uber, Bolt, pentru că acolo au și tarife destul de bune. După cum ați văzut și în Turcia, eu am preferat să plec cu Uber-ul, pentru că pe distanțe mici prețurile erau rezonabile, nu dădeai mai mult de 26 de lei și 20-30 de lei, iar unde a fost într-adevăr mai departe, pentru că eu am plecat de pe partea asiatică pe partea europeană, a fost în jur de 60 de lei. Revin, a fost o distanță foarte mare, de o oră jumătate. Da. Adică pot să zic că am meritat pe deplin. Ca să încheiem așa, cel mai frumos hotel din punctul nostru de vedere a fost, cred că în Bulgaria, dat fiind faptul că am avut deschidere la mare și atunci am avut o priveliște superbă din balcon și nu numai din balcon, chiar și din pat asupra mării și a fost absolut superb. Dacă aveți tot felul de indicații, păreri, comentarii, vă rugăm să ne scrieți, pentru că ne ajută foarte mult și vrem să menținem legătura cu voi și să ne spuneți ce anume vă interesează, dacă să facem mai multe vloguri legate de casă sau vreți să vedeți anumite destinații sau vreți să aflați mai multe detalii legate de cum achiziționăm noi zborurile sau diverse hoteluri, pentru că nu avem de unde să știm și câteodată chiar ne gândim că ar fi util. Cam asta a fost pentru astăzi. Urmează într-adevăr să mergem în Malta, după care o să mergem în Austria, de unde o să vizităm o grămadă de alte destinații prin zona aia a Austriei, Germaniei, Elveției. Promitem să fie superb. După care ne gândim la o vacanță nu foarte apropiată, un pic nu mai foarte
apropiată de kilometri, de Europa, foarte apropiată de sezon, adică nu o să fie la vară cu siguranță. O să încercăm să plecăm în octombrie, octombrie-noiembrie, dar categoric vom mai face mici escapade, mai ales pentru cea mică. Cel mai probabil weekend vom merge câteva zile la Bulgari, pentru că îi place foarte mult mare, așa mare. Normal să abia așa pe acum să mergem în Malta, spune, ea zice, bine, eu i-am spus că o să ne jucăm cu nisip. O să mergem la mare și ea știe, când merge la mare, ne jucăm cu nisipul și intrăm mare, surpriză, nu putem să intrăm mare, nu ne vom juca nici cu nisipul. La 15 grade, ce să intrăm mare, că ne îngheață picioarele. Da. Da, și da, urmează, noi suntem spontani și tot timpul, cum să zic, ni se pune așa pata de un weekend, hai să mergem acolo, hai, gata, ne urcăm în mașină și plecăm. Da, deci noi urmează anul ăsta, mergem mai departe. Am fost un pic dezamăgit de numărul de subscriber pe care am avut anul trecut. Ne-am fi așteptat să avem mai mult succes în zona asta, pentru că am postat cele 76 de vloguri în care ne-am bătut într-adevăr capul și a fost greu, nu a fost ușor. Dar asta este, mergem mai departe. Nu uitați, sunteți acolo mulți, 60% din cei care vă uitați la noi nu sunteți încă abonați, așa că ajutați-ne acolo. Dați acolo share, abonare, dați și un like, ne ajută foarte, foarte mult și like-ul acesta, pentru că în funcție de like-uri YouTube-ul stabilește dacă distribuie mai departe către alte persoane sau nu vlogurile noastre. Urmează destinații frumoase, urmează vloguri din ce în ce mai frumoase, încercăm să ne perfecționăm atât felul în care edităm vlogurile, cât și felul în care descriem experiența pe care o avem acolo în fiecare destinație. Da, și cel mai important, încercăm să fim cât mai naturali, indiferent de situație, chiar dacă nu este cea mai rău situație, nu o să o mascăm, să zicem că totul este perfect, pentru că nu vrem să ajungeți în anumite locuri și să spuneți, băi, da, voi a zis că aici e frumos și chiar e urât și nu ai ce să faci. Cel mai... Nu încercăm să mascăm nimic, exact. Cum este, vrem să arătăm realitatea. Cel mai aiure este să ai așteptări mari, pentru că atunci când ai așteptări mari și dezamăgirile sunt foarte mari, de regulă... Poți să-ți iei vacanța, da. Da, asta exact. E cel mai rău. Adică pleci de acasă cu niște așteptări extrem de mari și când ajungi acolo îți dai seama că nu este așa, pentru că ai văzut la... Nu știu cine, Marea super albastră, pozele super colorate. Asta îi spuneam și soțului, în Malta am văzut niște poze super colorate și după am intrat să vă uitați și la clipurile, gen doar tururi. Pentru că o să vedeți mai bine ce se întâmplă prin zonă, și cum arată casele, cum arată atmosfera. Da, cam asta este, nu mai avem baterie și nici card. Ne auzim data viitoare. Ne auzim data viitoare. Cu un nou vlog, abonați-ne, dați-ne like și ne vedem cu vlogul care probabil o să fie din Malta. Pa! Da, pa!